Bună ziua! Într-o perioadă estivală de concedii, suntem din nou prezenți la o conferință de presă pentru a prezenta principalele elemente din această perioadă. Am să încep cu activitatea poliției locale. În perioada 8-21 august au fost executate 183 de misiuni de patrulare pedestre pe raza municipiului, din care 10 cu agenți de la Poliția Roman. În cadrul activității de prevenire a comiterii de fapte contravenționale au fost depistate 180 de persoane pentru care s-au luat următoarele măsuri legale. 50 de avertismente verbale, în principal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, autoturisme staționate neregulamentar, expunerea autoturisme spre vânzare. Ținând cont de această perioadă în care foarte mulți romașcani s-au întors acasă, perioade de concedii, apreciem că activitatea s-a desfășurat normal și lucrurile au fost, din punct de vedere a ordinii și disciplinii, ținute sub control. Au fost administrate un număr de 46 de avertismente scrise și 84 de sancțiuni contravenționale aplicate în valoare de 14.200 de lei. La hotărârea de Consiliul Local 133, Regulamentul Gospodării Municipală, un număr de 68 de sancțiuni contravenționale în valoare de 12.450 din cele 14.200. La legea 61.5, legea de ordine publică, în valoare de 900 de lei. Alte acte normative cu privire la ocuparea de locuri de parcare închiriate, plângeri, sesizări soluționate, 122 în această perioadă. S-a asigurat ordinea și liniștea publică la Complexul Moldova, ștranț, zona de picnic, asigurarea ordinii și liniștii publice în patrulări periodice în zonele sesizate de cetățeni, Anton Pantudul Vladimirescu, Bulevardul Republicii, Sucedava, Smirodava, Părculețul la Biserica Armenească Veronica Micle. Prevenirea faptelor antisociale în părculețele de joacă și prin patrulări periodice, asigurarea măsurilor de ordine și liniște publică, precum și fluidizare traficul ocazia manifestării Târgu de Gustar și zilelor diasporei. Cu privire la Direcția Locală de Evidență a Populației, vă informez că în această perioadă a fost o activitate foarte densă. Am făcut față cu brio. Nu au fost sesizate disfuncționalități majore. Cereri primite la ghișeu în perioada 8-21 august, 983. Cărți de identitate produse, 983. Cărți de identitate eliberate, 879. Deci mai mult decât foarte bine. De la foarte bine spre excelent. Cereri de pașaport 90, din care pentru romașcani 41. Total certificate eliberate în această perioadă, că am continuat, nu putem opri activitatea de stare civilă pentru eliberarea actilor de identitate, continuăm și cu celelalte activități. Total certificate eliberate 314, din acestea de naștere 222, de căsătorie 51 și de deces 41. O activitate foarte bună, densă, dar la care am făcut față cu brio. Aș vrea să vă spun că din cererile primite la ghișeu, 180 au fost programări online din țară și din străinătate. La Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, vă informez că în perioada 8-21 august, am avut 6.856 de persoane care s-au bucurat de activitățile de acolo, total încasări pe strand 68.547. Numai în weekend-uri, sâmbăta și duminica, au fost prezente aproape 2.500 de persoane, deci 2.495 mai exact. Încasări pe foișoare, în această perioadă 111 foișoare au fost închiriate, 3.309 lei. Numai în weekend-uri 68 de foișoare au fost închiriate, ceea ce arată o activitate de asemenea densă, o activitate frumoasă în Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. Aș vrea să vă informez cu privire la lucrările executate în această perioadă. S-a continuat cu montaj tachet și elemente din lemn la locul de joacă din Anton Pan, blocul 18, confecționat și montat elemente la locul de joacă din Dobrogeanu Gherea.
S-a finalizat reparația scării de acces și a rampii pentru persoane cu dizabilități din partea de vest a primăriei. S-au început reabilitări de camere la blocul 4 din strada fabricii cu montate uși, geamuri, tavane din plăci OSB. S-au confecționat geamuri pentru blocuri din strada fabricii, în atelierul de tâmplărie și uși. De asemenea, s-a văruit fațada pentru acoperirea unor înscrisuri la blocul 2 din Calistra Hoga și Veronica Micle, blocul 4, a unor persoane care se cred artiști, până punem noi mâna pe ei și îi facem să joace. Confecționat elemente din lemn pentru parcul municipal, stâlpi, mână curentă, balustradă și reparat loc de joacă în strada Liliacului. Formația reparației și întreține drumuri a executat lucrările, asfaltat parcare în Ecaterina Teodoroiu, Binder și strada de Uzură, asfaltat zone rămase în urma intervenției societății Apaserv, în Chimiei numărul 5, Panainte Donici, zona centrului Romanița, Unirii 1, intersecție cu Libertății, Matei Milo 50, Costachi Negri numărul 4, Panainte Donici numărul 5 și 22, Panaint Moșoiu, Primăverii, intersecție cu Olteniei, Olteniei numărul 20, Măgurei, Islazului, intersecție cu Bogdan Dragoș. De asemenea, aplica plombe cu mixtură asfaltică pe strada Alexandru Zira, executa și găuri și montat în beton 22 de bucăți de stâlp pentru gardul din platforma primăriei, ne împrejmuim acolo, ne aranjăm și noi acum, dacă zona este mult mai deschisă, ne punem mai la siguranță, să zic așa, cu deschiderea drumurilor de acolo. Lucrăm în momentul de față și la o arhitectură a drumului pe ogoarelor și un management a intersecției ogoarelor cu Ștefan cel Mare pentru ieșirea mașinilor, mai ales în jurul orei 4, când se adună și cei din zona TRV și cei din zona Petrotuba, acolo este o destul de mare aglomerație și lucrăm în acest moment la gestionarea acelei intersecții, dar și gândirea cu arhitectura străzii ogoarelor. De asemenea, s-a asfaltat trotuarul din strada Ecaterina Teodoroiu, cum mergem din Smirnodava spre Bogdan Dragoș pe partea stângă, cam 80%. Ne-am oprit aici pentru că nu mai avem material 08, stația Star Press a închis complet, celelalte stații nu mai produc conform stasurilor noi material de 08, așteptăm, am discutat cu ei și sperăm ca îndată ce vor avea o pauză, pentru că au comenzi foarte mari, să ne livreze restul de material să putem termina trotuarul. De astăzi va începe asfaltarea și pe Aleea Somiei și pe strada Muncii. Așadar, continuăm lucrările după cum am și promis. La marcaje rutiere s-au executat marcaje în parcări noi pe strada Anton Pan la blocul 14-16-18, marcaje trecerii petoni pe Anton Pan, 5 bucăți, Păcii 2 bucăți, Ion Creangă 3 bucăți, Tudor Ladimirescu 2 bucăți, Mihai Eminescu 3 bucăți, Bogdan Dragoș 10 bucăți și Aroseti 4 bucăți, în total 28 de bucăți. De asemenea, marcaj ax longitudinal pe strada Bogdan Dragoș de la BCR la Abator. S-au executat marcaje stații bus pe strada Bogdan Dragoș 6 bucăți și pe strada Smirodava 3 bucăți, pe Scuzavodă 7 bucăți. S-au refăcut marcajele în zona școlilor Vasile Alexandrii, Sergiu Celibidache, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Sav. S-au taxat parcări taxi în piața Roman Vodă. De asemenea, s-au inscripționat numere în parcările de reședință noi de la licitația din 4 august și anume 120 de noi locuri de parcare au fost adjudecate. S-a montat o oglindă rutieră pe strada Soldat Porojan, colț cu Plevnei, remontat limitatoare de viteză pe Bogdan Dragoș la școala 6. S-au remontat limitatoare de viteză pe strada Mihai Viteazu la școala Calistra Hogaș. S-au repoziționat indicatoarele în zona școlilor Vasile Alexandrii, Sergiu Celibidache, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Sav. În vederea începerii noului an școlar ne pregătim, da? Am montat indicator oprirea interzisă pe strada Miron Costin la blocul 5, repoziționat indicatoare pe strada Ștefan cel Mare, s-au transportat gardurile mobile și indicatoarele rutiere necesare pentru târgul de gustar. În această perioadă, 8-21 august, total încasări parcări publice cu plată 17.680,7 lei. Aproape 180 de milioane în această perioadă s-au încasat de la parcări publice. Încasări
bune în această perioadă. Cam acestea ar fi datele de la serviciu administrare parcări semnalizare rutieră. De la serviciu administrare parcuri sere și spații verzi. Activitate de agrement cu ambarcațiunile pe lac și închirierii teren de sport în perioada 1 august 21 august 22.280 de lei. Ca activități, cosit, adunat, transportat iarbă, amenajat alei acces țarcă căprioare cu piatră și lemn, realizat căpițe de fân pentru căprioare pentru la iarnă, revizii pompă, fântână arteziană din parc, repara bănci și coșuri de gunoi prin sudare, repara vopsit și montat jardiniere în zona de barcader, plantat flori în jardiniere, erbicidat alei, tăia și transportat stuf de pe malul râului Moldova pentru realizarea acoperișa de post animale, curăța suprafața lacului de agrement de resturi vegetale, acoperi cu stuf construcția nouă din țarcul căprioarelor, confecționat și montat porți metalice către insula Brâncuș, formația spații verzi, a continuat cosirea la școala Roman Mușat în favorit, Alia Revoluției, varianta nord-est, sens giratoriu din zona Primăverii, curte spitalul vechi, Bulevardul Republicii, Ștefan cel Mare, giratoriu favorit, Suceava 1 și 2, Florilor, Victor Hugo, Alexandru cel Bun, Dumitru Mărtinaș, Anele, Vasile Lupu, Cuza Vodă, Suceava, Tuzgardul Viu, Cuza Vodă, Bulevardul Roman Mușat. De asemenea, amenajat spațiul verde la Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B, lucrăm acolo la sistematizarea verticală. S-a plantat alveola de la zona Florilor, zona Banc Post, zona giratoriu cu tot cu alveole de acolo, alveola pompieri, profi, alveole de la Colegiul Tehnic Petru Poni. De asemenea, s-a ierbicidat Bulevardul Nicolae Bălcescu, varianta ocolitoare, Ștefan cel Mare, tronsonul nou, zona Banc Post, Bulevardul Republicii cu zavodă, pietonalul Ștefan cel Mare. Mă refer la trotuarele cu pavele, deci au fost ierbicidate acolo, unii s-au sesizat, s-au priviști, s-au prășit de asemenea în sensul giratoriile și în sensul de gerație și în alveolele spații verzi din municipiul Roman. De la serviciu energetic și iluminat public s-a confecționat și montat poartă pentru școala Sergiu Celibidache. S-a reparat gar spațiu de joacă la Troița de la Alea Revoluției, s-a reparat spațiu de joacă din Dobrogeanu Gherea, s-au confecționat indicatoare rutiere pentru parcări 24 de bucăți, s-au confecționat și montat platformă metalică pentru persoane cu handicap în strada Bucegi, blocul 2, scara C. S-a continuat lucrările la centrala termică de la Seră, montăm buncărul pentru tocat lemni și pereții sandwich. La iluminat public, întreținere la fântânile artezienii din municipiu, revizii semafoare la gară și pompieri, montare tablouri și pozare coloanei electrice pentru consumatorii de la Târgu Meșteșugarilor zile de Asporei, intervenții la iluminat public 24, verifica prize de pământ la școala Sergiu de Libidache 2, la Colegiul Tehnic Miron Costin 7, la școala Calistra Hogaș 2, la școala Roman Mușat 1, la azilul de bătrâni din strada Ogoarelor 2, la Colegiul Tehnic Petru Poni 5 bucăți. Verificăm și aici instalațiile în vederea începerii noului an școlar. De asemenea, demontat tablouri și coloane electrice ce au fost pentru alimentarea consumatorilor la Festivalul Meșteșugarilor. Aș vrea să vă spun că o acțiune frumoasă, foarte apreciată și de cei care stau în Roman, dar și de cei care au venit din alte părți, Târgu Meșteșugarilor, foarte multe mulțumiri pe adresele noastre de Facebook ale primăriei pentru organizarea în cinstea zilelor diaspore astfel de manifestări. Le mulțumim tuturor celor care au apreciat aceste activități, le urăm sănătate, spor la treabă, că de acum s-a terminat, de altfel de azi noapte s-a făcut curățenie, la ora 8 dimineața a fost deschis centru, spălat, curățat. Și sigur că le dorim tuturor de acum spor la treabă. Luna august se apropie de sfârșit, luna de concedii se încheie. Multă sănătate și bucurii tuturor celor care locuiesc în municipiul Roman sau care au venit din alte părți în această zonă. De asemenea, ca și activități, săptămâna trecută, luni a fost Sfânta Marie,
sărbătoare națională, apoi marți dimineață operativa, ședința de asemenea de lucru cu apa, servul și locatul, ședință de proiecte în vederea pregătirii ședinții de Consiliu cu direcția tehnică, cu direcția de urbanism, cu UIP-ul, cu achizițiile publice, pregătirea apoi a ședinței de Consiliu cu secretarul municipiului, miercuri mai multe activități legate de târgul de gustar, de turneul internațional Roman Vodă Mușat cu șeful biroului evenimente speciale, domnul Mihai Bârjoveanu, cu domnul secretar, cu domnul viceprimar, joi întâlnirea cu diaspora, pe care o știți și dumneavoastră, ați și participat la ea. Vineri, vizită în teren de dimineață la Colegiul Național Roman Vodă, vizită de lucru, unde am discutat anumite probleme de a finaliza lucrurile, de a lua niște decizii privind niște cantități de mobilier. Noi sperăm ca undeva în perioada, nu știu cât să zic, 2-3 septembrie, 7 septembrie, să și inaugurăm corpul B de la Roman Vodă, să-l pregătim pentru deschiderea noului an școlar. De asemenea, apoi a avut loc ședința de Consiliu Local, în care am avut și aprobări de hotărâri privind proiecte pe care vrem să le depunem până la sfârșitul acestei săptămâni. Apoi, împreună cu consilierii PNL, m-am deplasat la Spitalul Municipal, unde am făcut donări de sânge pentru cei aflați în situații dificile, în cadrul campaniei din luna august, romașcanilor le pasă de viața ta. Și sigur, pentru exemplu pozitiv, am dorit eu, împreună cu toată echipa mea de consilieri, să mergem la Spitalul Municipal, la punctul de lucru al Centrului Transfuzii Neamț, și să donăm sânge pentru cei aflați în nevoi. Le propun și îi rog pe toți romașcanii care se află într-o stare bună de sănătate să facă acest lucru, pentru a ne arăta că ne pasă. Toleranța, înțelegerea și bunătatea ar trebui să facă parte din structura noastră internă, din fibra fiecărui om, care e om cu adevărat, iar acest lucru nu neapărat că am făcut noi o donare de sânge, ci faptul că avem atitudine, faptul că ne pasă de celălalt, face foarte mult pentru ca o comunitate să fie puternic consolidată și puternic armată în jurul unor principii de bază, ca acele pe care le-am anunțat. De asemenea, tichetele pe care atât eu cât și consilierii locali PNL le-am obținut ca beneficiu în urma donării de sânge, la rândul nostru le-am strâns și le-am donat. E vorba de etichetele de masă pe care le primește orice donator și biletul, tichetul de liberă intrare în ștrand pe care noi, primăria municipiului Roman, le-am dat centrului de transfuzii tocmai pentru a dinamiza activitatea de donare. La rândul nostru, fiind beneficiari, am primit aceste elemente, dar pe care le-am adunat și le-am donat și le vom dona unor copii aflați în situații materiale mai dificile. Iar apoi, în jurul prânzului, am inaugurat târgul de gustar. Așa cum spuneam, acest weekend a fost sub amprenta târgului de gustar și a zilelor diasporei, cu activități susținute în piața Roman Vodă Mușat. Au concertat aici Lorena, Ștefan Enășel, Ana Ilca Mureșan, Floricică de la Munte, grupul folcloric Jitaru, Alesia Codrii Neamțului, Andreea Bănică, Jul, Laura Lavric, alături de o echipă de rock din Roman, dar care își desfășoară activitatea în municipiul Iași, o echipă de copii, o echipă de tineri, dar care se anunță ca o speranță, care se anunță, de ce nu, ca o formație de top în anii următori. De asemenea, activitatea din acest weekend a fost și sub amprenta Târgului Internațional Roman Vodă Mușat, Turneului Internațional de Handbal Roman Vodă Mușat, la care au participat 4 formații: CSM Roman, ASC Corona Brașov, Juventa Michalovice și CSM Bistrița. Felicităm echipa noastră, care a obținut 3 victorii din 3 meciuri, s-a clasat pe locul 1 și a obținut și turneul Roman Vodă Mușat.
Cel mai bun portar a fost declarat Daciana Hosu de la ASC Corona, cea mai bună jucătoare Luciana Popescu Marin de la CSM Roman și golgheterul turneului Irina Glipco de la CSM Roman. O bună promovare pentru handbalul românesc aici la Roman, o activitate foarte frumoasă și dacă la meciurile în care echipa nu a fost implicată, echipa noastră ne jucând direct la meciurile, sala a fost plină pe jumătate sau o treime, mi-a plăcut foarte mult că înainte de începerea meciurilor în care echipa noastră a jucat, deodată afluența de cetățeni se vedea cum se întâmplă și sala s-a umplut. O atmosferă foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult, un weekend foarte frumos aici la Roma cu foarte multe activități. Îi felicităm pe toți cei implicați, de la staful tehnic, de la jucătoare, de la toți cei care s-au preocupat, organizatorii de competiție, consilierii care au fost aproape de această activitate. O activitate foarte densă, așa, într-un weekend, într-o lună de vară, în care, sigur, mulți se bucură de concedii și de aceste evenimente, iar alții, iată, trec peste perioada de concedii, tocmai pentru că a putea asigura altora concedii plăcute. Le mulțumesc în nume personal pentru acest lucru. De asemenea, săptămâna trecută a mai fost o acțiune și aș vrea să vă informez aici că am făcut și eu o propunere citind despre inițiativa conducerii de la Parcul Natural Vânători din zona Târgului Neamț. Știți că s-a lansat un concurs pentru a da numele unui pui de zimbru de acolo. Eu am făcut o propunere, am scris un material. Nu m-am gândit în acel moment că vom fi câștigători, pentru că la acest concurs au participat peste 300 de persoane. Au fost participanți care au propus 1, 2 sau 3 nume în speranța că vor fi desemnați câștigători. Noi am propus unul și bun. Am și plecat de la ideea că se împlinesc 50 de ani de când domnul Constantin Tărăbuță, fostul director al Muzeului de Științe Naturale, și chiar, uite, chiar acum îmi vine în minte, iată ce înseamnă inspirația, să ne gândim într-o perioadă următoare să propunem Muzeului de Științele Naturii să poarte numele domnului Constantin Tărăbuță. Ar fi o chestie de recunoaștere a unui om care a demonstrat foarte mult profesionalism, un pionier în ceea ce înseamnă muzeele de științe ale naturii, așa cum a fost și a lucrat cu același sport și abnegație domnul Vasile Ursache pe ceea ce înseamnă Muzeul de Istorie. Sunt oameni pe care comunitatea trebuie să-i recunoască, autoritățile, și să-i așeze pe acea poziție care li se cuvine prin munca depusă. Așadar, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de când domnul Tărăbuță, cel care a fost și întemeietorul și directorul Muzeului de Științe ale Naturii, iată cum oamenii de valoare își marchează existența lor, a realizat un articol despre un craniu de zimbru găsit cu ocazia amenajării fostei grădini zoologice a orașului. În zona escavată aparținea chiar zidului cetății vechi a acestei fortărețe din Roman, construită de Roman Mușat pe la anul 1396. Spuneam că a descoperit acolo un craniu de zimbru vânat în împrejurimile Romanului, aducând așadar o contribuție importantă privind prezența zimbrului în zona colinară a țării noastre. Și în memoria acelui articol, a omului care s-a preocupat, a zimbrului care și-a făcut prezența cunoscută aici, am propus jurului de acolo pentru puiul de zimbru numele Romașcan. M-am bucurat foarte mult să aud că am câștigat acest concurs și concursul se caută un nume, duce, dacă vreți, dincolo de propunerea mea și ceva legat de etosul comunității noastre romașcane. Adică va fi acolo un element al rezervației, cele mai mari rezervații de zimbri din România și una din cele mai mari din Europa, care se va lega mereu de ținutul romanului. M-am bucurat foarte mult că am putut să fac acest lucru și să promovez, dacă vreți, și pe această cale, municipiul roman. Și cu această ocazie, sigur că noi am primit și diploma privind câștigarea
acestui concurs și acordarea numelui noului pui de zimbru și în calitate de naș mă gândesc în perioada următoare, poate săptămâna aceasta nu, că voi avea foarte multe activități și la primărie și cu ocazia Ligii Aleșilor Locali de la Brașov, unde voi fi prezent joi și vineri, dar probabil săptămâna viitoare să văd și eu finul, că n-am putut să fiu prezent la adjudecarea numelui și la organizarea manifestărilor, pentru că am avut aici zilele diasporii și am avut chiar la momentul în care se organiza ceremonia aceasta, în această sală, întâlnirea cu stranierii. Și sigur că n-am putut să-mi abandonez romașcanii, am rămas aici, am trimis un delegat, m-am bucurat că am câștigat, le-am transmis felicitări și mulțumiri, am primit și eu din partea lor, ne bucurăm foarte mult. Chiar am văzut un articol în ziar, ziarul județean, Monitorul, foarte, foarte frumos, foarte ok, apreciativ scris de reporterii care au participat la acea activitate. Și mă bucur foarte mult că numele Romașcan se regăsește și în ținutul Târgu Neamțului acum. Da, săptămâna aceasta Direcția de Servicii Edilitare va turna o șapă de beton de 150 de metri în zona serei pentru depunerea, depozitarea de plante, flori în ghivece. Și pentru că vine perioada de toamnă și trebuie să facem transferuri de bulbi și să le creăm așadar o platformă mult mai mare de lucru. Și de asemenea vreau să vă informez de la Direcția de Asistență de Socială, suntem pe ultima sută de metri cu distribuirea de alimente. De acum vom trece la redistribuirea între categorii de beneficiari, au mai rămas alimente pentru 440 de persoane, s-au distribuit la 4100 de persoane până în prezent. Și în lucru direct cu prefectura încercăm să rezolvăm și acest lucru. Un anunț pe care ar vrea să vi-l fac, din miercuri spre joi se va opri apa în municipiu, miercuri începând cu ora 22 până joi dimineață la ora 7. Am rugat ca lucrările să se facă noaptea, să nu le facem ziua, să nu oprim ziua apa pe acest timp, dar sunt lucrări care trebuie făcute și la spital, și în zona centrală, și în zona de rebranșări. Și atunci, miercuri spre joi, adică noaptea dintre 24 și 25 august, ca să nu fie dubii, între orele 10 seara, pe 24, până pe 7 dimineața, 25, se vor rezolva mai multe probleme în oraș și va fi oprită apa. Cam acestea ar fi în mare, să zicem așa, o trecere revistă a activității noastre din ultima perioadă. Să se dea de poste. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă răspund, am căutat să fiu cât mai operativ. Am făcut acolo, să știți, de câteva ore anul ăsta, probabil ați văzut, și voi face. Deci, de fapt, e aleea aia îngustă, nu? Da, o să discutăm și dacă nu astăzi, poate mâine va fi chiar și de eu încerc să vedem și astăzi. Dacă nu, mâine dimineață încercăm să rezolvăm. Bine. Păi lăsăm vegetația, n-au vrut ei vegetație și copaci să crească, să fie lianii prin centru, nu spunea lumea, dacă tai, de ce tai, domnul primar, dacă nu tai, de ce nu tai, domnul primar? Lăsăm vegetație luxuriantă, ca să crească, lianii, palmieri. În ce zonă? A, dar acolo e o zonă privată, nu putem noi intra, e o grădină. Putem doar să facem, le-am făcut somații, le-am dat amenz, acolo am avut, avem o întreagă problemă. Este un teren care aparține unui executant imobiliar, a unui din București.
Am scos grupuri de romi care s-au adăpostit acolo cu mizerie, am igienizat, am curățenie, i-am chemat, le-am dat amens. Voi atrage din nou atenția. Știu despre ce este vorba. Da, voi trimite din nou acolo și poliția locală și urbanismul. Între 2-3 septembrie și 7 septembrie, am spus. Nu, acum încercăm să o rezolvăm. Am încercat prin inspectorat, inspectoratul n-a putut să ne ajute și pe principiu că te duci în sat și dai de știri via ca să faci cum poți, de asta am și avut vizita în teren și încercăm să o rezolvăm, să vedem ce mai au ei, încercăm să-i mai ajutăm noi și în această săptămână încercăm să rezolvăm o parte din mobilă, măcar o parte de acolo. Nu s-a terminat, acum în toamnă se iese. Ce bani de continuat? Ca și până acum. Exact ca și până acum. Vom continua activitatea acolo, exact ca și până acum. Nu se schimbă nimic. Totdeauna. Finanțarea a venit totdeauna de la bugetul local. Finanțarea a fost acolo numai pentru clădire, pentru tot ceea ce a însemnat infrastructură. Dar totdeauna a fost pe seama Direcției de Asistență Socială. Deci ne continuăm activitatea ca și până acum. Da. Este legea care îi obligă. Este legea care îi obligă. Noi am încercat, au beneficiat o perioadă și cei de la, pentru că au fost proiect european, dar cei de la Direcția de Asistență Socială județeană au spus că nu vor mai continua acreditarea dacă nu intrăm pe lege. Iar legea precizează foarte clar că e obligatoriu să contribuie. Este o formulă, n-aș putea să spun acum. Ce se întâmplă cu cei care nu au posibilități sau pensii? Legea prevede foarte clar acolo unde nu există posibilitate, o parte intervine autoritatea locală, o parte intervine rudele, dar majoritatea au pensii și pot contribui cu o parte din pensii. Acum, să vă spun drept, nici nu mi s-ar părea corect față de ceilalte persoane în vârstă care locuiesc în apartamentele lor, își plătesc întreținere și așa mai departe, ceilalți să se beneficieze de niște activități și pensia să o țină deoparte. Pensia trebuie pusă la bătaie, că pensia e ca să trăiești, nu e ca să mori. Când mori, nu-ți mai dă pensie. Da, sunt multe. Direcția de asistență, legea de asistență socială prevede foarte clar pentru toate tipurile, pentru toate cazurile. Deci am început din martie. Din martie tot marcăm. Nu s-a început târziu. Din martie am început marcajul stradal. Dar în general am mers pe străzile noi care s-au făcut în acest an. Am mers în parcările de reședință care trebuie marcate ca ele trebuie scoase la licitație. Deci activitatea de marcaj începe primăvara și termină toamna. În momentul de față nu pot să fac nicio apreciere pentru că încă nu s-a luat nicio decizie în acest sens și sigur că discuții sunt. Discuții trebuie să fie permanent pentru că trăim într-o lume dinamică și efervescentă și nimic din ceea ce ar putea să aducă un plus de poziționare în care municipiul Roman să fie ajutat nu trebuie să fie exclus. Vom vedea ce candidaturi vor veni și din partea cealaltă. Important este să vă spun că nu voi lăsa municipiul Roman să fie condus din incompetență. Adică atunci când, dacă va fi nevoie, așa cum am făcut-o totdeauna, să mă implic, pentru ca Romanul să aibă o susținere puternică, județeană, regională și națională, o voi face așa cum am făcut-o totdeauna, de când sunt implicat la nivel înalt din punct de vedere politic. Dar în momentul de față nu este o decizie luată. Am participat la Bacău. La Bacău, la cea de mare. Ce speranțe vă puneți în acest an? Vă gândiți acolo mai cam să discutați, pentru că nu prea niciuna din păi nu cunoașteți, nu cunoașteți activitatea noastră. Modificarea legislativă cu mărirea
impostului până la 500% este emanația Asociației Municipiilor din România, cu cei care nu-și îngrijesc casele și cu nu-și îngrijesc gospodăriile. Da, de aceea este rezultatul activității noastre și sunt mult mai multe pe care le avem, numai că sunt care văd de activitatea noastră și noi nu facem precum găina cu mărgica, acum am găsit mărgica cot-codac. Dar să știți că este o activitate foarte productivă, întâlniri cu miniștri, modificări legislative pe care le avem, de ceea ce înseamnă cadastru, cu prima întabulare, este tot un produs al nostru. Deci, într-adevăr, se lucrează și suntem principalii parteneri a Ministerului Dezvoltării Regionale și administrații publice. Deci, nu, chiar este o activitate productivă și chiar are urmări legislative. Eu, dumneavoastră, n-ați mai participat de mult timp la conferințele de presă, dar de la fiecare dată când vin de la AMR, prezint aici colegilor ce s-au discutat și ce modificări legislative am făcut prin activitatea noastră. Nu, sunt activități, este o activitate susținută la AMR și se desfășoară în continuare. Avem mai multe propuneri și acum, la ultima întâlnire cu domnul ministru Dâncu, ne întâlnim cu ministrul, am avut cu ministrul Muncii, nu avem ședință fără să nu avem o întâlnire cu cel puțin 1-2 miniștri în care se zăm anumite lucruri. Ba, vreau să vă spun că la întâlnirea cu ministrul Muncii a fost o acțiune, o atitudine chiar acidă, o chiar aproape spre ceartă, să treacă de la discuțiile pe care le-am avut vis-a-vis de susținerea măririi salariilor în administrația publică locală și cumva aducerea lor pe un palier sensibil, egal cu administrații publice centrale, care acolo unde sunt cam pe același echivalent de studii și de vechime, cam până la de 3 ori salariul. Deci ne preocupă, suntem atenți la toate aceste lucruri, le sesizăm și le și urmărim în vederea realizării lor. Nimic deocamdată nu a venit pe linia de rectificare bugetară, nu știm ce o să se întâmple. Chiar discutam dimineață cu direcția economică, nu avem nimic pe rectificare, așteptăm în continuare, se pare că s-a dat prea puțin la administrație, așteptăm să vedem pe învățământ ce că ar fi venit ceva, trebuia să vină că e cam descoperit trimestrul 4, să vedem pe handicap, ar trebui să vină că nu ne-au fost virate sumele pe care ne datorează bugetul de stat. Așteptăm, am discutat cu direcția economică să se intereseze permanent să mă țin la curent cu rectificarea. Dar ce se întâmplă în acest caz cu tranșa a doua de aparatul de la Bălăgâie? Pentru că intra piața nu am niciun sens că ar dori să vireze ceva. Există o soluție de? Nu. Și atunci ce se întâmplă? Se ridică aparatul? Ei, se ridică, nu o să ridică. Nu vă speriați, speriați-vă de război, să nu vină înceapă războiul, bombile atomice. Astea sunt lucrurile, le rezolvăm noi până la urmă. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă nu le rezolvăm, nu, cum să ridice aparatul? Aparatul e montat, va rămâne aici, nu? Găsim noi o soluție. E o chestie de tatonare. Astea nu sunt probleme grele, altele sunt grele. Vă rog. Nu contează. Să lărgim un pic strada, mișorăm trotuarele pentru că ele nu sunt foarte uzitate, să le restrângem un pic, cel din dreapta să rămână cam la 1,5 m, cel din stânga să rămână cam la 80 de centimetri, astfel încât ieșirea de pe strada Ogoarelor în E85 să poată face pe două benzi, intrarea să facă pe una și ieșirea pe două. Cele două ar însemna cam 6,5 m lățime, cealaltă ar însemna cam 4 metri lățime. Cu micșorarea, redimensionarea trotuarelor am putea să ajungem la această lățime și să avem acolo un sistem de semaforizare electromagnetică în care să se sesizeze aglomerația de acolo din zonă și să intre în funcțiune numai pentru perioadele aglomerate. Avem în studiu acest lucru, așteptăm un pic specialiștii să ne sugereze soluția cea mai bună. A doua întrebare este legată de răspunsul pe care l-ați primit mai devreme referitor la posibilă candidatură pentru o lege de din aceste iarnă. Și aș vrea să vă întreb ce s-a schimbat în ultimele luni, pentru că în urmă cu câteva luni ați spus că vreți să rămâneți mandat la primărie. V-am dat și răspunsul că l-am spus. Vedem ce parlamentari pot să reprezinte românul la București. Decizia mea depinde de acest lucru.
Și am mai spus-o mai departe. Eu cunosc bine mare parte din Parlamentul României și din Guvernul României, pentru că am avut întâlniri și așa mai departe. Mi-aș dori ca Parlamentul următor să fie mult mai valoros, pentru că, din punctul meu de vedere, jumătate din parlamentarii care sunt acum în Parlamentul României n-au ce căuta acolo. N-au habar cu ce se mănâncă despre administrații, despre legislații. Nu numai o pregătire administrativă slabă, mie mi se pare și o pregătire proprie, personală slabă, o atitudine și un limbaj care nu este cel mai adecvat pentru poziția de parlamentar. Ei, pe mine mă interesează foarte mult ca Romanul să aibă o anumită reprezentare. A avut de-a lungul timpului și mi se pare și de aici încolo. De asemenea, depinde și de relațiile pe care le ai, la nivel de județ, la nivel de regiune, la nivel național. Întotdeauna trebuie să ai o pârghie pe care să apeși. Dacă văd că lucrurile nu se pot și Romanul îi trecut cumva în uitare, atunci trebuie să pun mâna pe hățuri, trebuie să trec în față și să fac un pas următor pentru ca să pot să ajut aici să meargă lucrurile mai bine. Dar v-am spus, în momentul de față nu-i luat o decizie în acest sens. Am spus că nu exclud absolut nimic, pentru că până la urmă, dacă ar apărea o astfel de posibilitate care ar trebui discutată cu conducerea partidului și la nivel județean și la nivel național, e o cinste și o demnitate și pentru mine ca om și pentru Roman ca oraș să aibă o reprezentare bună la nivel parlamentar. Deci, nu vorbim despre o candidatură a mea în momentul de față, nu exclud o candidatură a mea în momentul de față. Am înțeles. La acea întâlnire, a fost primar care a spus, de fapt, unul singur cu cel pe care l-am auzit, haideți să nu mai facem aceleași greșeli și să stabilim o listă cu care să mergem și să știm foarte bine cine ne bazăm și să știm foarte bine pentru cine vom vota noi primarii la alegerile parlamentare. Solicitarea de așa este. Dacă dezblocăm cumva de agilitatea unor... La Liga Aleșilor Locali, spuneți, da. Așa este. Deci înțelegem că PNL va face o listă și nu va schimba, nu vor interveni. Așa sper. Mie îmi place normalitatea și îmi plac lucrurile bine făcute. Nu vă spun că, într-adevăr, grupul primarilor PNL... își doresc ca lucrurile să așeze cât mai repede, cât mai bine și să aibă un reprezentant al lor în care să aibă încredere. Cum mi se pare corect, ar putea să fie în orice partid bine structurat. Da, sunt discuții și probabil după Liga Aleșilor Local de la Brașov, Liga Națională, care va avea loc joi și vineri în această săptămână, începutul lunii septembrie va aduce și cristalizarea unor soluții în județul Neamț, așa cum sperăm să se întâmple în întreaga țară. Plăcere. Termenul pentru liste când e? Știu că eu a dat pe lege în talentele în domnirea listelor finale în teritoriul 10 septembrie. Da. Am văzut că a dat guvernul parcă alegerile pe 4, nu? A anunțat. 4 decembrie alegerile, 20 octombrie depunerea listelor și candidaturilor. Asta am văzut. Înseamnă că trebuie trecută la adunarea de semnături. Păi ca să aduni semnături, eu așa mă gândesc, pe logică, indiferent ce spun unii sau alții, chiar poți fi și ai mei, ca să aduni semnături trebuie să aduni pentru niște nume. Nu zice, băi, semnați să susținem lista de parlamentare a PNL-ului, formată din cine? Vă spunem noi mai încolo. Nu. Oamenii trebuie să fie în cunoștință de cauză pentru cine semnează. Eu cred că până pe 15-20 septembrie cel mai târziu ar trebui să fie bătută definitiv în cui. Așa cred eu. Mijlocul lunii septembrie ar trebui să o definitiveze, pentru ca să poți să treci la adunare de semnături. Așa văd eu lucrurile. Acum vom vedea ce elemente primim de la Conferința Națională a Ligii Aleșilor Locali de la Brașov. Ce se va mai discuta acolo. Vă rog. Vă rog. Da. Prima se referă la o declarație dumneavoastră de la sfârșitul lunii octombrie, noiembrie, când spuneați că doriți o inițiativă pe care să fie scutite de la plata a 3 de deputate cu oameni cu niște venituri mai reduse. Această inițiativă a fost abandonată sau pur și simplu o țineți în stand-by în momentul în care vor fi investiți și fonduri? Am și spus atunci, dacă vă aduceți aminte, am lămurit lucrurile.
inițiativa aceasta poate deveni operativă, poate deveni executivă după ce se iese din master plan. Este un proiect care se gestionează pe anumite reguli și pe anumite proceduri care erau în vigoare și care ar trebui păstrate până la finalul implementării. Funcție de acest lucru, vedem momentul, nu renunț la această idee, mi se pare o idee pentru că e un element din minimul civilizației și pentru cei cu probleme majore, cred că ar trebui, așa cum s-au făcut atâtea în general cadouri electorale, ăsta ar fi, dacă vreți, nu un cadou, ăsta ar fi un element de implementare a civilizației și a unei minime educații. Nu e o problemă moartă. Sunt mai multe scări de bloc care și în Roman acum desfășoară activitate pilot. După cum știți, legea a fost modificată. Presupune, sigur, o implicare din partea proprietarilor. Legea a venit cam în spiritul a ceea ce propusesem noi. Iar cei care își doresc numai că trebuie să te preocupi, nu-ți poate pară mălăiață în gura lună tăfleață. Adică trebuie proiectare, trebuie făcut, trebuie documentare. Deci cine dorește poate să se bucure de aceste precizări noi legislative. Nu. Nu. Nu avem noi ce sprijini. Ei trebuie să meargă la proiect, la APASER. Ce să facem noi? Nu. Și să-ți plătești instalația. Nu avem noi cu ce interveni. Au prin compartimentul asociației. Cei de la blocuri se adresează pe legislativ, pe tot ce au, au acest lucru prin compartimentul asociației de proprietari. Da, nu mai înființăm altceva pentru probleme de genul acesta. Cu plăcere. Urmă, ați amintit o inițiativă foarte frumoasă cu domnul Cărăbuță. Da. Cum credeți că s-ar putea materializa? E o discuție cu Consiliul, cu proprietatea județeană, Da, ideea de bea acum mi-a venit în cap. De acum urmează... Se poate un proiect de hotărâre sau... Da. Adică cum s-ar putea materializa? O inițiativă noastră pe care să o înaintăm complexului muzeistic județean, dânsi să o analizeze și să o ducă mai departe. Eu cred că oamenii de valoare trebuie promovați și experiențele pozitive fructificate. Și ideea chiar acum mi-a venit, vă rog să mă credeți, chiar acum mi-a venit cu domnul Tărăbuță. Domnul Tărăbuță a fost unul din oamenii deosebiți a acestui oraș, așa zic eu. Și... Da. 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 A doua întrebare, pentru că ați provocat un pic, cu ce fac parlamentarii și ce ar trebui să facă pentru municipiul Roman? Am avut un parlamentar să încheie mandatul. Ce a făcut dacă ar fi să priviți un pic în urmă? Ne-a ajutat în mai multe proiecte de finanțare prin lobby creat acolo, numai că în momentul de față discuțiile ne mai putem fi pornite pe instituția lobby-ului. Parlamentarii se feresc să-și mai promoveze astfel de acțiuni. Și atunci, pentru că acum ați văzut, din lobby considera mai mult trafic de influență. Și eu le spun altfel, trebuie promovată necesitatea și importanța unui obiectiv pentru dezvoltarea unei comunități. În general, pentru un parlamentar, el trebuie să fie un om pregătit bine, măcar într-un domeniu de activitate, dacă nu și în domenii conexe, adică dacă ești pe învățământ, ar fi foarte bine să fii și pe juridic. Dacă ești pe administrație, ar fi foarte bine să fii și pe juridic. Adică juridicul este totuși un element important, pentru că acolo se plămădesc legile. Până la urmă, asta e menirea unui parlamentar, să conlucreze la plămădirea unor legi care să fie favorabile societății, omului. Legea nu trebuie să fie un element care să îi facă omului viața mai urâtă, mai grea. Sigur că vine cu niște drepturi și niște obligații care trebuie să le respectăm, dar dintr-o normalitate asumate și în același timp să creeze mecanisme astfel încât lucrurile să funcționeze cât mai bine. Din coace vorbind de parlamentarul de Roman, au fost două secțiuni ale mandatului. Una atunci când au existat o mai mare deschidere și datorită poziției sale, a doua când s-a aflat în mai multe cercetări și sigur fizic nu și-a mai putut manifesta activitatea, dacă vrem să privim obiectiv lucrurile. Oare o veni să fac un bilanț, dar nu am lucrat să
Un om care trece printr-o situație de asta îi vine foarte greu, da, să înțelegeți. Adică e foarte ușor din tribune să spui tu cum o juca Manchester City și cu Steaua, că dacă ai fi jucat, tu ai fi dat două goluri. Că dacă intri în teren, s-ar putea să dai cu piciorul să se încurce și returile. Așa și din coace. E foarte ușor de privit, de detașat și vorbi despre altul, gândindu-te la trăirile și sentimentele lui. Fiecare om simte și vede cum face ca atitudine. Ca idee, oricum, să știți că acolo unde a putut și când a putut și cât a putut, a sprijinit întotdeauna orașul. Da, chiar, uite, nu v-ați gândit să întrebați de ce la spate parlamentare, ați întrebat numai un tent cu tentă. N-aveați cum să fiți sigur. Păi aici dumneavoastră o să puneți întrebări și celorlalți și o să trageți concluziile. Nu-i mai bine ce să vă răspund eu în numele altora. Eu am să răspund în numele meu întotdeauna. Ca primar, ca consilier local, ca director de liceu sau ce o să mai fiu eu în viața asta. E greu să vorbești o școală de croitorie, pentru că, în general, oamenii de afaceri sunt mult mai pragmatici. Ei încurcă foarte mult sistemul ăsta de învățământ al nostru. Cine stă să școlarizeze un om 2 ani sau un an? Ei aduc un om, văd oameni cu anumite abilități și școlarizează la locul de muncă în 3 luni de zile. Uitați-vă, TRV-ul are propria lui școală de formare, da? Nu este niciun om în TRV care să nu beneficia de training. Da? Nu este niciun om. Eu văd la fiul meu care lucrează acolo, în fiecare an are cel puțin o formare în țară și una în străinătate, cu testare, cu implementare de programe și așa mai departe. Cei care sunt productivi și competitivi știu acest lucru. Noi, în general, lucrăm după ureche și trebuie să trecem de la nivelul de amatorist la nivelul de profesionist. Când vom face acest lucru, ne vom depăși și acest stadiu pe care noi îl avem. Noi avem așteptări foarte mari, dar implicări foarte mici. Trebuie să plecăm de la fiecare, de la faptul ce poate să facă fiecare cel mai mult. În primul rând pentru el, pentru familie și automat să răsfrânge și către comunitate. Discutam cu niște cetățeni care m-am întâlnit aici în piața Roma, în Vodă Mușat, venit de prin Italia și care sunt meseriași. Adică n-au plecat pentru posturi care necesită o calificare joasă, ci o calificare medie și peste medie. Și îmi spuneau acolo că, în general, cei care vin meseriași din România sunt bine pregătiți profesional. În schimb, îi descalifică la scurt timp caracterul și atitudinea. Și nu poți să răzbați decât în momentul în care dovedești că ești un om de cuvânt, un om de onoare. Acolo este foarte puțin discutat ceea ce face celălalt. Pe fiecare îl interesează ce face el și în celula lui. Spunea că noi, într-adevăr, suntem spiritul ăsta balcanic, în care bârfa, în care să vedem ce zice celălalt, oare ce ar vrea să zică, sau dacă nu zice, să punem noi niște cuvinte în gura lui, sunt în mare vervă. Acolo nu se întâmplă așa ceva, acolo fiecare își vede de viață, își vede de activitate, de asta sunt comunități, de asta sunt națiuni care se consolidează rapid și care se dezvoltă rapid. Noi îți dai seama că dacă doi merg la un serviciu și încep să vorbească de la nunta de aseară cu cine s-o întâlnit și ce a spus tante Aglaia, deja o oră, două s-o dus din timpul de lucru. Despre asta vorbim. Cred că trebuie să devenim mai pragmatici, trebuie să devenim mai atenți, în primul rând fiecare dintre noi la noi, apoi la ceilalți din jur. Și vorba fostului președinte american, înainte de a ne întreba ce a făcut America pentru noi, să ne întrebăm ce am făcut noi pentru America. Înainte de a mă întreba întotdeauna ce am face Romanul pentru mine, mă întreb ce am făcut eu pentru Roman. Și de aici plecând, cred că lucrurile se pot așeza într-o matrice modernă, într-o conjunctură europeană pe care cu toții ne-o dorim declarativ, dar prea puțin din punct de vedere implicării. Eu mi-o doresc foarte mult și la nivel declarativ și la nivel de implicare și sfătuiesc pe fiecare să facă așa. Și cred că se observa de an, lucrurile se mișcă. Iar delegația din Slovacia, la dineu de seară, au spus că au apreciat extraordinar municipiul Roman, că sunt puține orașe în Slovacia cu curățenia de la noi, de la Roman. Vedeți că mereu sesizăm anumite lucruri, numai că alții care vin de afară văd exact cum arată lucrurile și au o imagine obiectivă. Noi mereu sesizăm anumite lucruri, pentru că e firesc să se întâmple așa. Gradul de așteptare crește, că dacă ne gândeam
ce era în urmă cu 8, 9, 10 ani prin Roma, cum traversau haitele de câini orașul și cum creștea buruianul pe lângă scările instituțiilor, astăzi am uitat. Am văzut cu tristețe săptămâna trecută că acest lucru parcă se reia în Piatra Neamț și am văzut haitele de câini traversând străzile. Piatra Neamț a fost și trebuie să rămână o perlă a Moldovei. Romanul este și va fi un centru important logistic al Moldovei aici în centru și m-am bătut totdeauna pentru numele lui, pentru poziția lui. Mi-aș dori ca cei care vor veni generațiile următoare să bată măcar jumătate cât m-am bătut eu pentru romanul ăsta și în care am pus tot sufletul și toată inima mea și așa voi pune până la sfârșitul vieții mele. Nu, no, și nu mă interesează. La Roma n-am sezizat mișcări. Să-i schimbi. Nu vreau să-i schimbi. Nu-i problema mea. Eu lucrez cu oricine, am abilitatea să lucrez cu oricine, dar mă gândesc că se va face o analiză în funcție de situațiile din teren. Adică acolo unde nu sunt probleme, nu văd de ce s-ar schimba aiurea. Am văzut ministrul învățământului că a declarat că acolo unde va avea reclamații că sunt schimbări politice, va trimite corpul de control și va ajunge la demiterea inspectorului general. Probabil ați văzut acest lucru, nu? Deci a fost comunicatul ministrului educației. Bănuiesc că încetul cu încetul vom depăși și aceste momente. Mai sunt încă mici răutăcisme, mai sunt încă poliție de plătit, dar aceste lucruri le fac oamenii care au un nivel intelectual coborât și sunt conduși de patimă, nu sunt conduși de rațiune. Se mai întâmplă. Poate chiar și la noi în județ. Da, lucrurile încet cu încet se vor așeza. Și tot în perimetrul școlilor, ultima întrebare. Începe școala noastră, aveți rapoarte că școlile sunt pregătite, curățenie, banii pe care... Ați văzut că v-am anunțat în conferință. Am și început să facem vizite în școli, probabil săptămâna viitoare. Vom face după 1 septembrie. Să ajungem între 1 și 10 septembrie să vedem cum. În general, lucrurile merg bine, am informații săptămânale despre ceea ce se întâmplă, am întâlniri cu directorii mereu, suntem în contact direct, nemijlocit, așa încât cred eu că vom începe anul școlar sub bune auspicii.